Probele scrise la bacalaureat au început cu proba la limba și literatura română. Elevii au ieșit din sălile celor 13 centre de examen destul de optimiști. Și asta deoarece după 3 ani consecutiv în care la bacalaureat s-a dat poezie, anul acesta au avut de ales între mai multe variante de proză. A fost destul de ușor. Nu m-am așteptat să fie chiar atât de ușor. La subiectul 3, ceva? M-a caracterizat pe Ilie Moromete. Și ce speri? La ce notă? Eu sper la un 9, acum să vedem. Te-ai pregătit? Da, am fost pregătită. Bine, destul de bine, da. Te-ai descurcat? Da, sper să fie totul în regulă. Ce ți-ai ales? Marin Preda. Și sper să fie totul bine acum, emoții. Emoții mari. Da, acum mă pregătesc pentru geografie și istorie. Nu a fost nici ușor, nici greu. Ce ți-ai ales? La subiectul 3. Ion Creangă. Și sper să iei o notă mare? Cât, la cât sper? Nu știu, 6-7 acolo. Și la ce ți-e teamă mai departe? Băi, nimic. La chimie o să mă leg de emoții. Elevii au fost așteptați la poarta liceului de către părinți și bunici, care erau mult mai emoționați. Nepoțică. Nepoțică. Da. S-a pregătit? S-a pregătit. Avea emoții când a intrat? Avea, sigur că avea. Toți au emoții. Chiar de se pregătesc au emoții. Trebuie să pice pe subiect, nu? Să aibă și un pic de noroc. Să aibă și noroc. A dat anul trecut prima dată și n-a luat decât istorie și geografie și a luat 4,80 la la română. Acum speră să ia. Să ia mai bine. Nu, ea are niște probleme și... Dar acum s-a pregătit. S-a pregătit. Nu, ea scrie foarte greu și acum am făcut cerere ca să-i scrie altcineva. Elevii de la Real, Tehnologic și Vocațional au avut de rezolvat câteva cerințe pe un text din 3 generații, descris un text argumentativ despre importanța sportului și de caracterizat un personaj din Ion Creangă, George Călinescu sau Marin Preda. La profilul umanist, elevilor li s-a cerut să rezolve câteva cerințe pe marginea unui text dramatic din ultima oră, să scrie o compunere argumentativă despre importanța scriitorilor în societate și să prezinte relația dintre două personaje dintr-un text interbelic studiat. Dintre cei peste 5.000 de elevi care au terminat clasa a 12-a în generația curentă, aproape 4.300 s-au înscris la bacalaureat, iar puțin peste 3.900 au susținut proba la limba și literatura română. Pentru prima probă avem un număr de 3.942 de elevi, însă la momentul acesta avem și prezența. Am avut 3.828, adică 114 absenți la limba română. Din seriile anterioare, cât? Din seriile anterioare, per total, pentru toate probele, deci avem un număr de 623 de candidați. Sunt unitățile pregătite audio și video, așa cum... Da, sigur, toate unitățile sunt pregătite, așa cum au fost pregătite și la examenul de evaluare națională. Pe 30 iunie urmează proba la limba și literatura maternă, apoi pe 1 iulie proba obligatorie a profilului, pe 3 iulie proba la alegerea profilului și specializării, urmând ca pe 6 iulie să se afișeze rezultatele.